Salut, sunt Marcu și suntem aici la Switch Ski & Surf să vorbim despre tipurile de plăci. Toată lumea te întreabă ce fel de placă ai. Tu ce răspunzi? Răspunzi brandul și numele modelului. Că e Battalion, că e Barton, că e Ride, că e K2. Pe lângă brand și pe lângă modelul plăcii pe care îl ai, mai contează și tehnologia care a fost construită. Cele mai importante tehnologii sunt construcție clasică, camber, construcție rocker și alte variații sau combinații de camber cu rocker, rocker, camber, rocker. Astăzi vom vorbi despre trei tipuri de construcții. Prima placă despre care vom vorbi este o placă clasică cu camber. Ce înseamnă camber? Camberul este o arcuire a plăcii în sus. Se poate observa că atunci când punem placa pe zăpadă, mijlocul plăcii este ridicat, iar puncte de contact sunt doar pe vârf și pe coadă. Când punem presiune pe legături, atunci tot cantul și toată talpa o să atingă zăpada. Genul acesta de construcție, tip camber, oferă un răspuns mult mai bun al plăcii la sărituri. Practic, fiind arcuit în sus, când tensionăm placa, popul sau forța care ne va împinge este mult mai mare decât orice altă placă. Această tehnologie este preferată de sportivi care sar la big air sau fac sărituri foarte mari, pentru că are un pop foarte puternic și îi ajută foarte, foarte bine să sară cât mai sus. Pentru începători, această tehnologie poate fi un pic mai dificilă, pentru că având tot timpul pe zăpadă contact cu cantul, poate să agațe. Adică, practic, la orice fel de obstacol mic întâlnit pe pârtie, canturile fiind permanent pe zăpadă, ele vor agăța. Și dacă suntem la început, acest lucru s-ar putea să ne creeze o situație de disconfort. Al doilea tip de tehnologie despre care o să vă povestesc este o tehnologie tip rocker. Rockerul poate să fie de mult mai multe feluri. Poate să fie rocker simplu, care înseamnă că placa are contact cu zăpada la mijloc și din mijloc practic se vor ridica vârfurile și cozile fără să mai aibă contact cu zăpada. Poate să fie low rise, cum este la această placă Ride, în care contactul cu zăpada are porțiunea dintre legături și de sub legătură se ridică vârful și coada. Și pot să mai fie și altfel de combinații, gen rocker, camber, rocker, practic acele plăci se arată ca un șerpișor, care ajută sau nu ajută în funcție, depinde de preferințele fiecăruia. Astăzi o să vă vorbesc despre tehnologia rocker de la Ride, care se numește Low Rise. Low Rise ce înseamnă? Practic, între legături, placa este flat, e plată completă și are contact permanent cu zăpada, indiferent că e presiune sau nu e presiune pe ea. De sub legătură, vârful plăcii începe ușor să se ridice, la fel și coada. Când punem presiune pe legături, vârful și coada rămân în continuare ridicate. Acest tip de rocker îi ajută pe începători să nu agațe. Practic, dacă pun presiune pe legături, fiind vârful și coada ridicate, nu vom agăța în zăpadă canturile și atunci ne va oferi, nu știu, niște mișcări mai fluide, chiar și la începător. Ca dezavantaj, acest tip de placă și de obicei plăcile cu rocker au un pop mai slab, nemai fiind deja tensionată ca la un camber normal. Practic, un rocker trebuie tensionat mult mai mult ca să avem același pop ca pe un camber. Un alt avantaj al plăcilor cu rocker este atunci când dăm pe lângă pârtie, prin zăpada afunată. Deoarece vârful stă tot timpul ridicat, se va afunda mult mai greu și atunci vom putea mult mai ușor pe zăpada afunată. Al treilea tip de tehnologie despre care vom vorbi astăzi se numește Triple Base Technology și este folosit de cei de la Battalion. Triple Base Technology înseamnă practic împărțirea plăcii în trei segmente. Mijloc, stânga și dreapta. Practic combină două tehnologii. O tehnologie de rocker și tehnologia de camber. Asta ce înseamnă? Pe mijloc, placa este construită ca un camber normal. Pe lateral, pe stânga și pe dreapta, este construită cu rocker. Practic are forma unui fund de barcă. Plat pe mijloc și ridicat pe lateral. Dacă o întoarcem, observăm camberul ridicat aici în mijloc și când apăsăm baza ia contact cu zăpada. Totuși, când punem presiune pe placă, se observă că
între legături. Toată placa atinge zăpada, însă de a legături spre vârf se ridică ușor canturile. Diferența dintre un rocker și triple bass este în felul următor. Canturile sunt ridicate, nu ating zăpada până sub legătură, dar mijlocul plăcii este ca o construcție camber care atinge. De la vârf pe mijloc până la coadă este o construcție camber. Pe lateral la canturi este o construcție rocker, similară cu cea low rise de la Ride. Acest tip de construcție este foarte, foarte bun pentru începători, pentru cei care vor să învețe freestyle. Are popul unui camber și, cum povesteam mai devreme, plăcile camber au un pop mai bun decât celelalte plăci cu rocker. Pentru începători care abia s-au făcut de placă, îmi pun presiune pe canturi datorită faptului că sunt ridicate, nu vor agăța deloc canturile în zăpadă. Pentru avansați, acest tip de tehnologie are multe beneficii atunci când vor să se dea tare sau să se dea pe teren denivelat. Datorită construcției triple base, fiind plată pe mijloc, placa are stabilitate la viteză și având canturile ridicate, nu va agăța denivelările. Toată lumea care folosește o placă cu triple base va observa din prima că acest tip de placă virează mult mai ușor. De ce? Ideea de triple base nu a pornit de la o construcție rocker a plăcii, ca să nu mai agăți canturile sau să fie mai ușor să înveți pe placă. Ea a pornit de la un om de știință care vrea să-și facă skill-ul să vireze mult mai ușor și fără să depună atât de mult efort. Fiind ridicate canturile, doar ușor atingi cu tot cantul zăpada și atunci placa începe să vireze. O problemă sau o dilemă pe care au toți cei care se apucă de snowboard este felul cum îți alegi placa. Dacă reușești să te hotărăști că pe un board și vrei să-l testezi, atunci e perfect. Poate să-ți placă foarte mult cum arată, dar când te sui pe el, să nu mai înțelegi nimic. Însă, dacă cumva vrei tu neapărat să-ți comanzi de pe net sau să-ți iei din altă parte o placă și nu are cine să te ajute, ar trebui să ai în vedere câteva caracteristici. În primul rând, dimensiunea plăcii, flexibilitatea plăcii, și nu neapărat flexibilitatea la longitudinală, cât și cea de torsiune. Și în afară de acest aspect, ce vrei să faci? Dacă ești începător și nu știi ce vrei să faci, îți recomand o placă mai mică. Mulți îți spun să-ți vină sub bărbie. Acum, dacă e cu două degete sau poate să fie o palmă sub bărbie, ca începător, nu contează, pentru că nu vei simți o așa mare diferență decât atunci când vei începe să legi virajele. O placă mai scurtă te va ajuta să virezi mult mai ușor, însă îți va fi mult mai greu să te adaptezi pe o placă de dimensiunea ta mai târziu. O placă mai moale, la fel, te ajută să înveți mult mai ușor și să progresezi mult mai ușor, pentru că va fi iertătoare, având flexibilitatea de torsiune mult mai mare. Chiar dacă nu faci mișcările corect din picioare, placa se va îndoi și nu vei agăța. O placă mai rigidă nu se va îndoi și va agăța imediat unul din canturi și o să cazi. Într-adevăr, cu o placă mai mică vei vira mai ușor, însă la viteză placa va fi instabilă și pe măsură ce înveți sau progresezi în sportul acesta, trebuie să-ți alegi o placă pentru tine. Dacă mergi pe freestyle, o placă mai mică te va ajuta să te sui mai ușor pe țevi, să faci rotații la kicker, să înveți tricurile mult mai ușor, dar îți va oferi stabilitate la viteză și la fel vei avea probleme și când te vei da prin zăpada afunată mare sau printre copaci. Placă mai mare, în schimb, te va ajuta la viteză, dar îți va fi mai greu să o rotești, va fi mai greu să te urci pe țevi cu ea, va fi mai greu la început să sari cu ea. Important este să-ți cumperi plăcile pe nivelul la care ești tu atunci. Dacă ești începător nivel 0, nicio problemă să-ți iei o placă second, mai mică, mai moale, eventual cu o tehnologie rocker sau cu triple bass, pentru că te va ajuta foarte mult să ai mai puține căzături. Nu există nicio dimensiune standard, gen să-ți vină până sub bărbie dacă e freestyle, până la nas dacă e de pârtie și până în frunte dacă e de freeride. Poți să dai la fel de ușor cu orice placă oriunde, depinde foarte mult de nivelul tău și de ce îți place ție să faci. Spre exemplu, alegerea mea a fost pe o placă de 1.51 care vine sub bărbie cu două degete și e ok, foarte ok, o placă foarte, foarte moale.
este foarte bună pentru parc, însă sunt câteva dezavantaje. Pe pârtie nu pot să merg foarte tare și când e zăpada foarte afunată, la fel, am o problemă cu controlul. Viteza nu-mi place foarte mult pe pârtie și îmi place să fie cât mai manevrabilă și cât mai jucăușă placa, să fac tricul pe pârtie și atunci am făcut compromisul ăsta, am ales o placă mai mică, care să mă simt bine în parc și să mă joc pe pârtie practic, nu să mă chinui. Și prin powder o să-mi cumpăr altă placă, ca să fie totul ok, o placă dedicată de powder sau o placă mult mai mare. Dacă aș fi ales o variantă mai bună pentru pârtie, o placă, să zicem, mai înaltă și mai rigidă, în parc nu m-aș fi simțit atât de bine și nici pe pârtie nu m-aș fi jucat atât de bine. Eu prefer plăcile mai moi, pentru că îți protejează cât de cât încheieturile. Mai se mulează pe denivelări, se absorb mai bine șocurile și, practic, o placă mai moale e mult, mult mai bună pentru un începător sau pentru cineva care vrea să simtă foarte bine. Pe piață se găsesc la noi mai multe tipuri de plăci cu destinații diferite. Pentru jib, adică pentru cei care vor să dea pe țevi și acelea de obicei sunt plăci foarte, foarte, foarte moi, foarte elastice, cu canturile teșite ca să nu agate, pot fi folosite și de orice începător. Sunt plăcile de parc, practic sunt plăci care sunt ok și pentru datul pe țevi sau pe alte elemente de asemănătoare și pentru serii la kicker care sunt un pic mai rigide, au astfel de construcție internă, adică spre deosebire de o placă de jib, o placă de parc la torsiune mult mai rigidă. Mai sunt plăcile de freestyle care practic sunt un pic mai rigide și un pic mai mari și se folosesc pentru sărituri la kickere mari sau la, nu știu, off-piste, la fel când faci un kicker în backcountry să sari atunci. Și mai sunt plăcile de freeride, niște plăci și mai rigide. Rolul lor este să te țină la viteză și să poți să le controlezi foarte ușor prin powder. Practic, deși sunt atât de multe plăci, tu poți să-ți iei o singură placă să folosești la toate. Acum trebuie simți mai bine sau mai puțin bine în funcție de ce faci cu ea. Dacă ești începător nivel 0, poți să-ți alegi o placă din categoria jib, park, freestyle, fără niciun fel de problemă. Dacă ești avansat, la fel, poți să alegi oricare din aceste plăci. Nu contează atât de mult destinația plăcii, cât felul cum te simți tu pe ea. Și dacă ești genul de om care se duce 2 săptămâni pe pârtie, undeva în țară sau afară, în fiecare an, atunci recomandarea ar fi să-ți iei o placă care să te facă să te simți bine. Îți place viteza, îți iei o placă de viteză. Dacă îți place să sari, îți iei o placă de sărituri. Un alt lucru de menționat în alegerea unei plăci este stance-ul. Practic, felul cum sunt montate legăturile pe placă. Și aici trebuie amintit că sunt plăci direcționale și plăci twin, despre care vom vorbi însă într-un episod viitor. Ca să rezumăm, fiind începător, trebuie să ai în vedere următoarele lucruri. Dimensiunea plăcii, flexibilitatea plăcii, flexibilitatea longitudinală, flexibilitatea de torsiune și nivelul tău. Cam asta a fost informațiile de bază despre câteva din tehnologiile de construcție ale plăcilor și despre cum să-ți alegi o placă. Însă cel mai bine pentru tine ca începător sau ca necunoscător sau ca om care chiar vrei să afli informații despre sportul ăsta este să te duci la un magazin specializat. La Swift Ski & Surf îți oferim orice fel de informație, fie că vrei să cumperi, fie că doar vrei să te informezi. Cu siguranță vom găsi ceva pe gustul tău aici.